alături de a fost consilier parlamentar și a oficializat relația cu iubita lui, Corina. Cei doi s-au prezentat în fața ofițerului stării civile în urmă cu o săptămână, după care a urmat o petrecere intimă, unde au venit doar câțiva apropiați, la Palatul Mogoșoaia. Andrei Țârdea este fostul iubit al Andrei Manta. Cei doi au avut o relație în urmă cu un deceniu. Înainte de Mantea, Țârdea a fost căsătorit cu modelul Alexandra Bădescu, cu care are și un copil. Andrei Țârdea are o relație de câțiva ani cu Corina, iar cei doi au mers împreună, în 2017, în fața altarului, pentru a-și jura iubire veșnică. Acum au mers și la starea civilă, când Andrei Țârdea este de profesie avocat și este fiul omului de afaceri Paul Petru Țârdea, inventatorul jocului televizat de bingo. Că este un susținător al PSD și este apropiat de fostul secretar de stat Rodica Năstase.